Oh, Doamne, încă o zi din viața mea distrusă la locul de muncă. Oare ce se va întâmpla azi? Cine va fi primul prost? Ia uite-l că vine. Ia să vedem. Bună ziua. Bună ziua. Am și eu o comandă de ridicat. Sigur, ați primit mesaj că a ajuns în magazin? Da, m-a sunat cineva că este și să vin să-l iau. Pe ce nume aveți făcută comanda? Pe numele meu. Logic, am crezut că e pe numele mătii. Bine, haideți că mă duc să caut și revin imediat. Asta-i oare? Asta nu-i câștigătoare. Asta nu-i. Nu-i niciuna, prostul dracului. Domnule, n-am găsit nicio comandă. Ați primit mesaj pe telefon? Păi n-am primit nimic, că m-a sunat cineva de la dumneavoastră de aici. Păi și ce v-a zis? Că aveți produsul în magazin și comanda e valabilă 24 de ore. Asta înseamnă că ați făcut rezervare. Nu, am dat comandă de pe site, domnule. Adică ați făcut rezervare de pe site? Păi și care e diferența? Nu e tot comandă? Că nu înțeleg. Păi fiți atent. Ați intrat pe site, ați dat click pe butonul rezervă magazin, ați ales magazinul, ați pus numărul și aia a fost, corect? Da. Deci ați făcut rezervare. Da, domnule, acum rezervare, comandă, e tot aia. Păi nu-i tot aia, ia repetați după mine. Re. Re. Zer. Zer. Va. Va. Re. Re. Rezervare. Comandă. Proastă nație de om. Doamne ferește. Domnule, n-apare nicio rezervare. Ce produs ați rezervat? E, nu apare, am acolo un mouse. Domnule, noi nu avem modelul ăsta de mouse în magazin. Păi cum, domnule? Că m-a sunat și mi-a spus că e aici în magazin, acum îmi spuneți că nu mai e? Nu se poate așa ceva, vă bate joc de clienți în halul ăsta. Păi am venit tocmai din Cotroceni până aici pe căldura asta și acum îmi spuneți că nu aveți produsul? Nu se poate așa ceva. Ați primit mail când ați făcut rezervare? Da, da, uitați aici. Ia arătați-mi-l, domnule. Ia vedeți, domnule, că am făcut rezervare, ce scrie aici? Păi ia vedeți, domnule, unde ați făcut rezervare? În plață. Și unde sunteți acum? Păi nu e aici plața? Păi nu e, aici e Sam Plața, Berceni, sectorul 4, plața ăla, din drumul taberei. Haideți, domnule, că vă bate joc de clienți, chiar așa? Păi de ce ne bate în joc de clienți? Marș în plața, arasa, măi!